România de dinainte, gen în case în timpul iernii, copiii care își făceau lecțiile pentru școală la lampa cu gaz, un șir nesfârșit de cozi. Pentru nostalgici însă, epoca de aur a însemnat o viață tihnită, școala un loc de muncă sigur, o locuință, vacanțele la mare. Conform monitorul Express.ro, la începutul anilor 80, România trecea printr-o criză economică. Carnea, uleiul, zahărul, făina, orezul, untul deveniseră produse de lux. În schimb, rafturile erau pline de borcane cu ghiveci, cutii cu creveți din Vietnam. Brașovenii se trezeau la ora 4 dimineața pentru a cumpăra un pui, pâine ori lapte. Partidul a decis prin 86-87 raționalizarea produselor de bază, iar alimentele au început să fie vândute pe cartele. Pe rafturile alimentarelor, în vremurile fericite, nechezol, marmeladă la calup, combo de prune și tocană de legume, acordeoane, coaste de porc, adidas, copite de porc, frații petruși, pungi cu câte doi pui care nu depășeau un kilogram împreună, șerbet roz, pesmeți, lichior, bere azuga, vin spumos, zarea, sirop de vișine, săpun cheia, vodcă, cristal 80. De moșcerilă existau scandaluri la cozile pentru portocale, banane verzi, bomboane de pom și ciocolatele chinezești. Bananele erau puse pe dulapuri să se coacă. Mulți aveau pile în alimentări și cumpărau pe sub deșghea. După 1985, galantarele erau mai mult goale, se găseau creveți vietnamezi și conserve de pește. Și curentul electric era drastic raționalizat, în special iernile. În orele în care se lua lumina, toți românii foloseau lumânări felinare ori lămpi cu gaz aduse de la țară. Perioada cea mai grea a fost între 1980 și 1989. Când se primea un telefon de la partid, se tăia curentul, așa că românii nu știau niciodată când vor rămâne fără lumină. Cine avea video era tare. Videourile se închiriau pe noapte, în special de la studenții de pe colina Memorandului. Filmele preferate atunci erau Mad Max, Planeta Maimuțelor, Războiul Stelelor. Vocea tremurată din gât cu perturbații răgușite a Margaretei Irina Nistor era simbolul filmelor la video. În farmacii era jale, vată medicinală, aspirine, penicilină, faringosept, de anticoncepționale nici urmă. Totuși, prezervative proaste se mai găseau la tutuncerii sau în piețe. Avorturile erau ilegale. Femeile disperate veneau la maternitate cu avorturile gata provocate de acasă. Dacă era vorba de soția cuiva de la partid, altfel se punea problema. Un chiuretaj clandestin era cât două salarii medii, 5.000 de lei. Operația se făcea noaptea, relatează monitorul express.ro.